Hai să vedem pentru ziua de sâmbătă, 28 august, care este energia cărților de tarot. Wow, foarte frumos! Avem aici Regina de Cupe. Pentru cei care mi-ați ascultat sfatul ieri și ați făcut niște lucruri frumoase pentru oamenii dragi din viața voastră, pentru părinți, pentru soț, soție, iubit, iubită, pentru copii, pentru prietenii voștri cei mai apropiați, pentru acei oameni pe care știți că vă puteți baza tot timpul, indiferent ce se întâmplă în viața voastră, astăzi vine aici Regina de Cupe și vă aduce înzecit, vă răsplătește înzecit micile atenții pe care le-ați făcut ieri. Pentru cei singuri, sub această energie a Reginei de Cupe, e posibil să întâlniți o persoană foarte sensibilă, foarte emotivă, o persoană cu care o să rezonați la un nivel emoțional foarte adânc, o persoană de care sunteți foarte puternic atrași, dar nu știți să explicați rațional exact de ce, dar simțiți o atracție emoțională foarte puternică față de această persoană. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, astăzi ar fi indicat să fiți mai atenți la nevoile emoționale ale partenerului sau partenerei voastre, pentru că această carte ne arată că persoana de lângă voi trece prin niște momente foarte sensibile, prin niște momente foarte emoționale și tot ce are nevoie de la voi este să știe că se poate baza pe voi. Nimic mai mult. Aici nu trebuie să îi rezolvați voi problemele iubitului sau iubitei voastre, aici trebuie doar să fiți acolo, să le ascultați problemele și să le demonstrați că o să fiți alături de ei, indiferent ce o să vă aducă viitorul. Per total, energia Reginei de Cupe este una foarte sensibilă, foarte emoțională, poate să fie o energie foarte plăcută dacă știți cum să navigați aceste sentimente, dar dacă sunteți așa foarte brutali, foarte reci, foarte detașați emoțional de o situație, de o persoană, atunci aici, sub această energie a Reginei de Cupe, riscați, fără să vă dați seama sau poate chiar fără rea intenție, să jigniți, să supărați, să îi deranjați într-un fel sau altul pe oamenii de lângă voi. Prin urmare, aveți grijă astăzi mai mult decât în alte zile, purtați-vă mai cu mănuși, fiți mai grijulii la emoțiile, la sentimentele oamenilor din jurul vostru, pentru că puteți cu un singur cuvânt aruncat așa spus la mânie, fără să vă dați seama sau fără să intenționați, să cauzați mai mult rău decât bine. Repet, Regina de Cupe poate să vă aducă niște momente foarte frumoase, foarte romantice, dar trebuie și voi să vă controlați puțin vorbele, pentru că astăzi vorbele taie foarte adânc, dar o îmbrățișare, un sărut sau o vorbă bună poate la rândul său să creeze foarte multă vindecare și foarte multă energie frumoasă, pozitivă. Alegerea este a voastră, aveți liberul arbitru și va trebui să vă asumați direcția pe care vreți să o luați astăzi. Vreți să răniți sentimentele oamenilor din jurul vostru sau vreți să creați o legătură mai puternică între voi și cealaltă persoană, oricine ar fi aceasta. Dacă v-a plăcut această interpretare și vreți să vedeți mai multe etalări de tarot, inclusiv etalări lunare pe zodii, etalări anuale pe zodii, etalări de tipul alege o carte în care voi vă alegeți mesajul care rezonați cel mai mult, precum și niște etalări foarte scurte de tip fulger în care răspund punctual la o întrebare foarte clară, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!